Sărbătorim astăzi un eveniment foarte important, frunta de aur, 50 de ani de căsătorie, de la încheierea căsătoriei. Căsătoria este un legământ sfânt, iubirea, o dăruire reciprocă și necondiționată, căsnicia, o binecuvântare dată de Dumnezeu. La mulți ani, dragii noștri părinți și bunici, care ați locuit, ați trăit, ați gospodărit, ați crescut copii și nepoți, ați avut bucurii, satisfacții, dar și greutăți și necazuri, dar cu toate acestea, ați călătorit împreună prin viață timp de 50 de ani. Astăzi a venit timpul să vă sărbătorim, să vă mulțumim pentru tot și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că v-au ținut în viață, sănătoși și frumoși, și că ne-ați dat această frumoasă și nobilă ocazie de a vă fi alături într-o astfel de zi importantă din viața dumneavoastră, dar și a noastră. Ce părinți, niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce este suta de lei. De sunt tineri sau nu, după actele lor, nu contează deloc. Ei, albire de dor, să le fie copilul cu o treaptă mai domn. Câtă muncă în plus și ce chin, cât ne somn. Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinți de copii. La data de 28.1.1973 se prezenta în fața stării civile domnișoara Lizica Neaga și Nicolae Mândrilă, care de bună voie și neseris de nimeni au spus un mare da în fața ofițerului stării civile de atunci. La mulți ani, mulți ani frumoși, fericiți și sănătoși mai departe. La data de 7.2.1973, în fața ofițerului stării civile, s-au prezentat domnișoara Elena Popa și domnul Mircea Duță, care la întrebarea de bună voie și nesilit de nimeni în căsătorie pe, au răspuns cu un mare da. Dumnezeu le-a ajutat să fie 50 de ani împreună. La mulți ani! La fel de frumoși. Gloria pentru Doamne. La mulți ani. Aveți acolo și o cărticică pusă. O, ce frumoși ne sunt părinții. Părinții mei, părinții tăi. Așa frumoși sunt numai sfinții, numai ființa lacrimii. Putem trăi în voie bună și fără aur și argint. E greu să nu ai un prieten, străin ești fără de părinți. Noi știm că ei, de dragul nostru, își poartă crucea bucuroși, viață lungă dă-le, Doamne, și ține-i veșnic sănătoși. La data de 8.7.1973 se prezintă în fața stării civile domnișoara Iuliana Graur și domnul Dumitru Vlad, care la întrebarea de bună voie și nesilit de nimeni ei în căsătorie pe, au răspuns cu mare da. Dumnezeu le-a dat drum lung și de aici încolo le dorim un drum și mai lung și frumos. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Viață lungă și frumoasă! Mulțumim. Să rămâneți la fel de tineri și frumoși! Sănătate! Ne-am zis că mersi mai cu sticla. Binecuvântați părinții, toată viața pe pământ e poruncă și povață și dorința celui sfânt. Binecuvântați părinții, dragoste să le arătați, căci atunci veți fi în viață și voi binecuvântați. Binecuvântați părinții, chiar și când vă este greu, căci atunci când faceți astfel, ascultați de Dumnezeu. Binecuvântați părinții și iubiții și ajutați-i, căci oricât de mult le-ați face, n-ați plătit ce datorați. Fericiți vor fi copiii ce părinții și cinstesc, fericiți vor fi părinții ce copiii în Domnul cresc. La data de 1
septembrie 1973, se prezenta în fața stării civile domnișoara Vasilica Bălan și domnul Petre Miriță, care la întrebarea de bunăvoie și meserii de nimeni în căsătorie pe, a răspuns un mare da. Dumnezeu v-a binecuvântat cu 50 de ani frumoși, cu o familie frumoasă, vă dorim la mulți ani de aici înainte. La mulți ani, frumoși și sănătoși, la mulți ani. Iar la data de 1 octombrie în 1973 s-a prezentat în fața stării civile domnișoara Mariana Nedelcu, căruia să-i spunem la mulți ani că este și Sfânta Marie și la mulți ani tuturor măriilor și mărinilor pe care îi aveți în familie și tuturor, și domnul Ion Milescu, care la întrebarea de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe domnul și pe domnișoară, a răspuns un mare da. Dumnezeu v-a dat un drum frumos, lung, și noi vă dorim în continuare mulți ani frumos, sănătoși și mai departe. Vă dorim să trăiți în continuare mulți ani frumoși, sănătoși și fericiți, în înțelegere, îngăduință și dragoste. Să fiți la fel de tineri și de frumoși, la fel de plini de viață și la fel de fericiți, alături de toți cei dragi sufletului dumneavoastră. La mulți ani, cu deosebit respect și prețuire, primar Georgeta Popa, Primăria Cândești și Consiliul Local Cândești. La mulți ani, dragii noștri! Mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Sărbătoriții să trăiască, părinții să ne trăiască, bunicii să ne trăiască, la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Părție viața numai lumină, ca lumină să dăinuiți. Pentru credință și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani. Deci dacă este petrecere, atunci să fie petrecere și adică urările de bine. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la doamna primar să trăiască, să țină aceste evenimente mulți ani de înainte și domnul viceprimar să trăiască. Și tot colectivul, inclusiv Consiliul Local, Primăria, Consiliul Local, toată lumea să trăiască, toți cândeștenii să trăiască, toți și care au ajutat la realizarea acestui eveniment să trăiască.